Am votat astăzi pentru că îmi doresc pentru România un viitor european, îmi doresc pentru copiii mei și pentru nepoții mei și pentru toți românii noștri, îmi doresc o țară civilizată, o țară normală și sper ca în sfârșit după 25 de ani România să se deștepte și să aleagă așa cum trebuie pentru toți oamenii de aici și oamenii de afară din diaspora pe care i-ați văzut cât de mult și-au dorit să-și aleagă un președinte european.